Bună copii, sunteți pe canalul Miruna Steluța. Eu astăzi voi face o broască și aici am o nucă de cocos. Oare ce este aici? E cineva acasă? 1, 2, 3 și... Oh, plastilina era acasă. Ce să dau niște cocos. Da. Eu cu una din ele astăzi voi lucra cu acest. Așa, cu ce se începe? Cu pictat. Să încep cu acest fete. Cu acest șor s-a deschis. Da, am întâlnit un pic. Wow! Wow, e super culoarea asta. Culoarea asta parcă e pentru broși, pentru broaște. Pentru broscuțe. Place culoarea asta de perte. Are fire, parcă are păr. Ce frumoasă e culoarea asta. E intensă culoarea asta. Culoarea asta parcă este apă. Cum miroase. Un pic masa. Așa. Am revenit cu broasca. Acum mai dau așa un pic pe spațiile albe și după aceea o să uscăm. O să așteptăm să se usuce. Da, trebuia să punem sclipici, așa că nu se uscă. Să turnăm acum sclipici. Nu știu dacă se cunoaște.
Ce o supă? Mai pun un pic. Așa, ajunge. Așa, o să revenim. Am revenit și s-a uscat. Acum o să facem petele broștii cu maro. Roscuții. Da. Bubuluză verde. Cu sclipici albastru. Mă rog, multicolore. Așa, cred că ajung. Așa, acum o să pregătim plastilina. Să vedem ce este. Avem puțin albastru. O floare. Maro. O gură. Un ochi. Plastilină. Așa, noi o să-i facem acum capul și picioarele. Și apoi o să îi punem apoi o să punem brasca pe această foaie și o să facem cu albastru așa niște fluturași, un pic de apă, nu știu, am să fac și ceva. Pa! Așa, să facem capul. Ajunge. Și o să fie atâta. Să facem un cerc. E o bilă. O biliță. Foarte bine. Și să-i punem această curiță. Da, m-am răzgândit că o să punem brasca aici, pentru că după ce să facem picioarele, cred că o să cad. Așa. Să luăm acum. Ce mare e. Parcă
că stă pe un soare. Și îmi spune Ancurița. Zâmbiți, are și ruj. Punem niște ochi. Mă rog să-i punem și o floricică. Și acum o să-i punem picioare, o să-i facem picioare. Primul picior o să-l pun. Primele picioare o să fie din față. La sfârșit o să fac și niște gene. Ce ai făcut? Picioarele. Ai măsurat? Da. Ceva degețele? Da. Sau cheruțe? Cheruțe, nu știu. Cred că o să pun un pic în cutie. Cum ziceam, o să-i fac niște gene cu maro. Acum am să fac niște pietricele ca și cum aș sta în apă. Pun și una aici și acum să fac apă, să fac apă de apă să stea broscuța. Mai lungă trebuie, mai lungă. Mi-a ajuns mai mult decât trebuia dintr-o bucată. Fac niște valuri. Da, niște valuri. Spun un pic de sclipici. Nu, spun un pic.
Așa, aceasta este broscuța mea. Eu am realizat-o. Are sclipici pe margini. Așa. Pe și o floricică aici. Așa. Și dacă v-a plăcut video-ul nostru, nu uitați să le dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa, pa!